Dar era cel mai bogat om din regiunea aia, avea fabrici, avea tot ce vrei tu. Dar era cel mai bogat om din regiunea aia, avea fabrici, avea tot ce vrei tu, dar era un tip uman, uman. Eu am fost cu Colson la Letar și m-a lăsat să-mi aleg din 120 de porumbei ce vreau eu. Și am ales, cum vine, Saint-Exis, la Letar. E o final, eu l-am, de politețe, eu l-am întrebat pe Letar cât mă costă. Colson s-a așteptat să-mi spun o sumă. Letar a... Am așa și a zis cadou. Eu stau că Colson a zis, bă, ce dracule faci, mă, tu, de-a zis cadou. Dar Colson s-a așteptat, că noi aveam banii și cecuri, s-a așteptat să spună. Și el a... Il y a par exemple, bon, c'est difficile à comprendre. Hein, la... Maintenant, je ne parle pas du jeu de pigeon, je parle de la philosophie de Colombo. Quelqu'un qui va à la chasse, tu sais, boum, 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 pour tuer des faisans ou des lapins, bon, il dépense, exemple, je dis comme ça, 5000 euros. S'il dit j'ai 5000 euros de budget, s'il ne dépense que 4000, mon ami. Il va dire, ah, j'ai gagné 1000 euros. Ah oui, tu vois. Et avant, moi, j'ai connu des colombophiles qui jouaient au pigeon, ils disaient, j'ai 5000 euros. Ouais. Si je fais 5000 euros, c'est bon. Ouais. Si je perds 6000, là, j'ai perdu 1000 euros. Si je fais 4000, j'ai gagné 1000 euros. Parce qu'au départ, il dit, j'ai 5000 euros pour mon plaisir. Tu vois, celui qui va jouer au tennis tous les deux jours dans un grand club, il dépense aussi beaucoup d'argent, tu vois. Mais non, si tu joues... Maintenant, c'est plus comme ça dans la colombophilie, c'est dacă autrement. Dacă tu joci porumbei gândindu-te la bani, e catastrofă. Catastrofă, iar dacă contabilizezi câți porumbei ai pierdut, câți bani, catastrofă. Trebuie să joci porumbei pentru plăcere și să zici mulțumesc lui Dumnezeu că a rămas cu ceva în coteț. Tu ne pe juile pijon, îi contabilizezi. J'ai perdu o jurnale, dis pijon, j'ai perdu 10.000. J'ai perdu 20, j'ai perdu 20. Mă, tu étais chez moi. Tu étais chez moi à Limburg. Qui m'a montré la volière qu'il perdu tout le pijon. Il reste 3. De 24 veufs, dans un concurs, il perdu tout le pijon. Il reste 3 pijons. Seulement 3. Il s'occupait de les 3, il fait premier prix, deuxième, troisième à Bordeaux. C'est le pigeon de la femelle que je le purtais. Erau 3 masculi din femela care eu i-am dat înapoi. M-a sunat Colson, i-am adus-o de undeva de la Buzia, de la Baziaș, nu mai știu. Și a pierdut toți, dar de aia 3 s-a ocupat. Deci el și-a salvat sezonul, perzând porumbeia. Porumbeia la Limburg erau foarte scump. Le pijon care l-a pierdut Limburg se treșeră, parce că îl vând avec des 3000 ori pe pijon, sunt 50.000 de euro. Dar colombofilia e altceva. N-are nicio legătură cu cât dai, ce investești, ce... Vorbesc de jocul porumbeia. Urmează partea cealaltă care a spus-o el, ce se întâmplă după joc. Înainte oamenii nu-și vindeau campionii, acum toți caută să-i vândă. Sau fiilor și așa mai departe. Și aici colombofilia din punctul ăsta de vedere s-a schimbat foarte tare. Nu suntem noi în măsură să spunem ceva, dar e important să atragem atenția celor care se apucă de porumbei. Se apucă pentru că iubesc porumbeii sau se apucă pentru că își iubesc orgoliul lor. O ultimă întrebare. A avut plăcerea să-i cunoască în viața dânsului pe frații Jansen? Pe frații Jansen a avut plăcerea să-i cunoască? Eu te demand si tu connais ou tu étais une fois le frère Jansen? Oui, mais il y a très très longtemps. A fost din foarte, foarte mult de când a fost. Combien d'âge tu as? Il y a 50 ans, j'ai été chez les Jansen. Deci sunt 50 de ani când el a fost, deci tu avais 10 ani ou combien? Non, 18 ans, 20 ans peut-être. El avea 18 ani când a fost. Tu étais avec Pepe? Non, avec Robert de Smet. Un jurnalist colombofil care se numea Robert Desmet, el avea 18-20 de ani când a fost la frații Jansen. J'ai été une fois chez les frères Kuipers aussi en Hollande avec lui. Și la frații Kuipers. Mais ça c'est aussi il y a 40 ans chez les Kuipers. La Kuipers a fost acum 40 de ani. Și i-a primit frații Jansen, i-au primit în crescătorie, în volieră, i-au dus? Jansen,
furam trei dale Columbia, avem un trei le Pigeon, ou il était... Non, il était assez, mais il avait une bonne connexion avec Robert de Smet. Avea o bună conexie cu Robert, care era jurnalist și a fost foarte drăguț, deci nu... A fost vreodată atras de porumbei de Janssen și a adus în crescătorie vreodată porumbei de Janssen? Te avea dans le volier une fois le Pigeon de Janssen, à ta vie? À ta vie, dans oui. La volière, il existe Pigeon de Janssen, parfois? Non. Non, moi je n'ai pas eu, non. Non, je n'ai pas eu. C'était Ah, il y a des gens qui ont bien joué longue distance aussi, mais c'était des pigeons de vitesse, hein, de courte distance. Ça, c'est pour vitesse, on aurait que ça moi, mais moi, ça ne m'intéresse pas, alors je n'ai pas eu ces pigeons-là. Par contre, j'ai eu des Kuipers. Qui jouait très bien, l'un des plus forts de Barcelone. J'ai eu quelques-uns et je n'ai pas fait correctement. Je n'ai pas réussi. Mais lui, il était un des plus forts, peut-être le plus fort. Il jouait foarte tare Barcelona, il a luat porumbei și poate că el nu i-a împărăcat. C'est pas... J'ai eu peut-être 3 pigeons, 4 pigeons. Avec 3-4 pigeons, peut-être tu fais rien. Poate cu 3-4 porumbei de la Kuipers tu nu faci nimic. Moi, j'ai rien fait, mais c'était pourtant le plus fort. Donc, c'est moi qui n'ai pas bien travaillé. Deci el zice, dacă am luat de la unul foarte bun și am luat 4 porumbei și n-am făcut nimic, probabil eu am fost vinovat. E un punct de vedere foarte important pentru toți columbofilii. Mergeți și luați de la un campion și nu faceți nimic, nu campionul e vinovat. Voi sunteți vinovați. Pentru că ăla nu are timp să se gândească la voi. Ăla îți dă niște porumbei din munca lui. Și porumbeia din munca lui sunt ăia. Deci tu, dacă nu reușești cu ăia, înseamnă că tu ești vinovat și nu el. Pentru că el nu-și permite un mare campion să țină ciurucuri. Asta este o chestie clară pentru mine. Și eu vorbesc și din... Eu nu pot să-mi permit să țin porumbei care nu-mi plac, nu pot să stea la mine în volieră. Ăsta l-am învățat pe Mirița la fel. Dacă are ceva care nu-i place, un zi de zi se uită și într-o zi zice, bă, l-al dau. Că nu mai vreau să-l văd. Da. Deci în momentul în care te duci și cumperi de la el, sigur cumperi din porumbei ăia cu care a făcut performanță. Și dacă tu nu faci nimic, poate că tu ești vinovat. Asta e poziția lui. Asta spune el. Eu am cumpărat de la frații Kuipers, dar n-am făcut nimic. Asta nu înseamnă că ei sunt vinovați. Eu sunt vinovat. În prezent, ce zboară? Văduvie, natural? Da. Se ocupă singur? Singur se ocupă de porumbei și la vârsta asta? Ce spui? Se ocupă singur de porumbei și la vârsta asta? Nu. Te demand si te ocupi seul? Nu. Tu ai un sonier. Ai un... Oui, j'ai quelqu'un qui met. Seul, c'est très difficile. Nu, singur nu poate. Deci ai unul care îți l-ajută. Il faut un volume assez important. Și te demand si tu joues le veuvage. Oui, je joue le veuvage, souvent. Presque toujours, j'ai joué le veuvage. Mais le veuvage classique avec les femelles montrées. Classique, j'ai joué, oui, le veuvage classique. Mais maintenant, avec deux nouvelles équipes, j'ai dit, je vais essayer... Un veuvage intégral, on dit, pour jouer et les mâles et les femelles. Comme ça, j'ai deux fois plus de pigeons. Ah, da, el zice pour commencer, pour recommencer. Clasică, dar acum încearcă să joace aia, văduvia cu femele, pentru că ai posibilitatea să joci dublu, cantitate dublă de porumbei. Oui, dans la même volume, j'ai deux fois plus de pigeons. În același volum de volieră joci dublu. Dacă mă întreb pe mine... Mais, bon, tout ça est très, très compliqué. Il faut, j'ai dit tout à l'heure, quand même un peu de chance. Un des plus grands columbiculteurs, peut-être, en Belgique, c'est M. Rodolphe. Poate cel mai mare columbiculteur din Belgique. Que M. Carmazan connaît bien. Il nous a expliqué la dernière fois qu'on a été là. Am fost amândoi la Rodolphe și el ne-a explicat. Il dit, quand je veux... Améliorer, faire mieux. Vreau să ameliorez. J'essaie de trouver un très bon petit colombophile. Găsesc un foarte mic, dar foarte bun colombofil. Et j'achète 10 ou 12 jeunes, il a dit. Și eu cumpăr de la el 10 sau 12 tineri. Alors avec ça je travaille. Și cu acești... Un an, și cu acești... maximum 2 ans. Da. Et si ça va bien, il dit, j'en garde un. Și zice, dacă totul merge bine, eu păstrez unul. Deci cumpără 10-12 de la mic, lucrează cu ei 2 ani și poate după 2 ani păstrează unul. Și eu un altru exemplu. Se notra mic Capel, Marc Capel, la? Champion de vitez, campionul vitez 10 ani la rând. A cumpărat de la Resten de Smeiter. Resten de Smeiter, un nume bun. A cumpărat 10 pui. 10 pui care au rămas tot 10. Din aia 10 a păstrat 2. Un
un mascul în echipa de zbor și o femeie la reproducție, care e și bunica la olimpicul tău, și opt i-a tăiat. I-a rupt capul. Și l-am întrebat de ce capele. De ce? Și a zis, eu nu puteam să vând porumbei de desmetri estien. N-aveam cum. Nu puteam să zic. Toată lumea se întreba de ce îi vinde capel. Sunt proști. Porumbei nu erau proști, dar nu erau pe gustul meu și eu nu aveam cum să-i vând. Eu am considerat că banii care i-am dat pe toți 10 sunt investiți în aia 2. C'est une autre colombophilie, très différente. Bun. Et Rodolphe, il disait en plus, je garde un. Et les autres qui l'achètent, il dit, je ne les vends pas à quelqu'un, je les supprime. Je ne veux, c'est fini, je les... Aceeași poveste la Rodo. Va pas les vendre, non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ceilalți nu-i vând pentru că eu nu pot să vând porumbei altuia. Deci tu când cumperi de la Rodhoff, tu cumperi porumbei munca lui Rodhoff. Aia o plătești, munca lui, le travai de Rodhoff, tu erai pe ei. Le travai de vent, vent sans canet. Pare pigeon, le travai. Se sent, l'expérience. Qui est son tête, qui est tête, qui voulait, qui fa, qui combine. Ça, ça sont les choses... În finalul interviului nostru, vreau să vă rog să-i transmiteți domnului Colson mulțumirile noastre, ale mele personale și ale întregii comunități columbofile din România. Viltere mersi. Personal, ele, tu la comunitate columbofil de România, viltere mersi pur... C'est avec plaisir. Je veux dire, petite remarque qu'il va bien comprendre. Bon, moi j'ai répondu très spontanément, très vrai. El speră că au înțeles bine ce a spus el și tot ce a spus a fost spontan. Et si involontairement je fais une attaque contre quelqu'un, c'est totalement involontaire, hein, c'est pas de... Si dacă cumva pe parcurs a fost cumva aluzii care par atacuri la adresa cuiva și cere scuze, n-a fost în intenția lui, deși eu nu îmi dau seama, poate că vorba lui este... Se spontan! Și zice că tot a fost foarte spontan și speră că n-a jignit pe nimeni. Îl considerăm în continuare prietenul columbofil al României și îl așteptăm oricând dorește să fie printre noi, să fie aici. Adică el consideră că tu e notra mea, notra columbofilie, lui la son site, tu la columbofilile, les amis columbofilii, t'attendul când tu vrei de veni ici. C'est très gentil, je regarderai sur son site une fois pour voir. Tu m'as déjà donné l'adresse. Eu i-am dat, zice, tu m-ai dat deja adresa și o să încerc să mă uit pe site. Să văd, eu mi-am spus la un moment dat de site-ul tău și acum zice că se va uita, va deveni. Probabil că tu va trebui să faci, eu cred că va trebui să faci un efort ca să poți să ai acea poveste de translat, să o traduci în engleză. Pentru că eu sunt sigur, de exemplu, că am putea să străpungem și alte zone. Chiar și reportajul ăsta, dar și unele lucruri pe care le discutăm amândoi. Sunt sigur că ar putea străpunge dincolo dacă ar fi tradus în engleză. Deci cred că ăsta ar trebui să fie pasul tău următor. Asta e un sfat profesional. Da, corect. Aveți dreptate. Așa e? Asta e un sfat profesional. Je le dis que il doit se preocupe de traduire toutes les choses en anglais pour rentrer avec son site dans le circuit mondial. Parce que il y a des choses intéressantes qui le... Parce que seulement pour les Roumains, mais nous... Mais nous, pour les Roumains, nous avons une bonne... Oui, oui, bien sûr. 5 000, ou 8 000, combien? 8 000, 10 000. Nous avons de 8 000, 6 000. Quand je parle... Nu, sunt foarte multe dintre interviurile pe care le-am realizat împreună cu noastră, care la momentul ăsta au câte 20, 30, 40 de mii de vizualizări. 25, 30, 40 vizualizațiuni. Și asta în condițiile în care se uită în principal columbofilii din România la... Păi, eu nu știu dacă tu ai articolul, portretul, un portret de un columbofilim, Le Pigeon Extraordinar, Le Columbofil Extraordinar, Ion Carmazan, Neopicaresc. Nu știu dacă l-am. Cum se apel? Leclerc? De qua? Cum se apel le femme de Stoclet? Cardinal. Marie-Claire Cardinal. Marie-Claire Cardinal, că e crime gain article. C'est la le portret de columbofilie extraordinar. Le Ion Carmazan, le Rumen, Neopicaresc. Este la fotografia lui Colson. Adică, trebuie, Andrei.
Mais se trebuie în Jo Herbert, mă adică el a pran l'article, il a développé à son site, tout le monde regardait, il m'a remercié. Să, pe tetă, în felul ăsta, poate că, traducând în engleză, putem să intrăm în circuit mai... Cu siguranță am intrat, cu siguranță am intrat. Acum să vedem și efortul cât este de mare. Nu dau seama, trebuie văzut, pentru că sunt deja niște lucruri care se traduc de la sine. Adică apeși pe o poveste și se traduce de la sine. Știu, într-adevăr, așa este. Așa este. Vezi că ăsta este fragil. Mii de mulțumiri încă o dată. Și noi, și eu. Și toate cele bune vă doresc, personal și în numele tuturor colombofilor români. Allez, merci monsieur. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.